pentru echipa reprezentativă a fotbalului dâmbovițean, problemele se înmulțesc de la o zi la alta. Aflați la un pas de retrogradare și fără certitudinea că vor mai exista din sezonul următor, băieții lui Silviu Dumitrescu vor juca ultima carte în meciul decisiv cu CSM Unirea Slobozia de pe 8 iunie. Presiunea destul de mare aflată pe umerii grupării târgoviștene a început să fie resimțită și de oficialii clubului care au început să cedeze. În cadrul conferinței de presă susținută pe 27 mai la sediul Partidului Social-Democrat, președintele CJD a confirmat că Mihai Trifan, numit în funcția de președinte al Chindiei Târgoviște de către oficialii Consiliului Județean, și-a înaintat demisia. Subsemnatul Mihai Trifan demisionez din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean în adunarea asociațiilor la Asociația Fotbal Club Chindie. Când spune desemnarea unui alt reprezentant, n-am luat o decizie, o să mă consult cu colegii mei pe două aspecte. Aspectul numărul unu este, sigur, desemnarea unei persoane până când asociația asta își realizează scopul sau decidem altceva legat de ea, pentru că el a devenit președinte în baza calității de reprezentant al Consiliului Județean. Ce motiv ai invocat? Nu mi-a invocat niciun motiv. Nu știu care sunt rațiunile și nici nu m-a preocupat. Președintele CJD a precizat că deocamdată nu știe dacă va mai aloca sprijin financiar pentru echipa de fotbal. În ce măsură și în ce condiții Consiliul Județean mai alocă resurse financiare pentru fotbal? Pentru că discutam la Titu, am discutat cu doamna Tocală, de exemplu, și dânsa împărtășește un punct de vedere pe care eu l-am mai exprimat. Consiliile județene, consiliile locale trebuie să sprijine mai mult sportul de masă și mai puțin sportul profesionist. Se pare că la nivel european, pentru cei care vor să se ocupe de fotbal profesionist, ideea este de a scoate total finanțarea publică din susținerea cluburilor profesioniste. Păi, dă-mi voie să spun ceva. Uite ce se întâmplă la Olchim. Totodată a menționat că situația dificilă în care se află Chindia Târgoviște se datorează unei gestionări incorrecte a activității de la club. Și atunci punem în balanță. Dăm 5 miliarde la fotbal sau dau 5 miliarde la protecția copilului și nu las copiii nemâncați? E o chestiune de priorități. Sau dau bani la copiii de la țuicani care sunt bătuți de Dumnezeu, bătuți de soartă? Are șanse mari să retrogradeze, nu din cauza finanțării, ci din cauza modului în care a fost gestionat fenomenul sportiv. Conform clasamentului general al ligii a doua, Chindia Târgoviște ocupă treapta a 11-a cu 23 de puncte acumulate. Penultima clasată este Rapid Suceava cu 21 de puncte, iar ultima clasată se situează Dinamo 2 cu 19 puncte.